confiscat de colegii mei este undeva net superior cantității declarate și înregistrate de organele de specialitate ale Direcției Silvice. De asemenea, au fost puse în executare 19 mandate de percheție domiciliare, iar față de 3 persoane au fost dispuse măsuri preventive. Pe linie de produse petroliere, fiind un județ cu specific, am organizat 19 acțiuni, controle și filtre, fiind constatate 31 de infracțiuni, săvârșite de 13 autori. Aici aș vrea să remarc o activitate din luna iulie, când au fost indisponibilizați 90.000 de litri de produs petrolier, speță pe care am mediatizat-o la data respectivă, cu acele înlocuiri de produs finit cu produs aflat în procesul de producție. În domeniul siguranței școlare, de reaminti faptul că în luna septembrie anului 2020, la nivel național și județean, s-a înființat Biroul de Siguranță Școlară, în scopul asigurării și consolidării climatului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar.